Salutare, dragi prieteni! Astăzi am decis să facem un video de prin volieră, voliera Columbuchil Junior, să vedem ce mai fac porumbeii noștri. După câte putem observa, aici avem o pereche de puișori de siberian, care s-au coborât din cuib, aleargă după părinții lor să primească hrană. În voliera alăturată avem rândunelele de Saxonia, învoltații indieni. O să mergem așa ușor să filmăm și în voliera rândunelelor. Avem un voltat indian, un mascul frumos, o pereche de domino pe negru. Sus avem tresă galbenă, tot un domino pe negru. Imediat lângă adăpătoare avem doi masculi dezvoltați indieni, a sosit și al treilea. O să mergem puțin să vă prezint și o pereche de pui de rândunele de Saxonia. Un domino și o tresă neagră, un puișor de Rostov pe roșu. Aici avem puișorii de rândunele, tocmai ce s-au coborât din cuib. Ia uitați! Aici avem puișorii de voltați indieni. Dar să ieșim în terasa porumbeilor, să vedem ce mai fac porumbeii noștri. Aici, dacă observați, avem o pereche și de rândunele de scut german. Sunt o achiziție mai nouă la noi în volieră. Dar aș vrea să nu-i speriem foarte tare. La fel avem doi masculi aici, de voltat indian. O femelă de voltat indian, care are puișori, pe care o să-i prezentăm în videoul următor. Mascul, Almond. Ia uitați-l. Coada oare tunsă. Vă prezentam eu și în primele videouri, înainte de a pune porumbeii la pereche, cum procedăm și cu cozile voltaților indieni. Putem observa că și acești masculi, și acesta are coada tăiată. Aici avem o femelă de tresă albastră, cântunică de Saxonia, are încălțătura tăiată. Să mai intrăm puțin în voliera rostovilor. Am observat acest puișor de Rostov alb care a ieșit afară. De fapt, sunt amândoi puișorii. Ia să încercăm să-i punem unul lângă altul. Ia uitați ce pereche frumoasă de Rostov albi avem. Cam acesta a fost video din voliera mea. Sper că v-a plăcut. O să revenim și cu puișorii
imediat ce părăsesc cuiburile părinților și o să facem un video cu fiecare puișor în parte. Până data viitoare, eu vă salut și vă urez toate cele bune!